Transnistria a început să fiarbă și pare că lucrurile nu se îndreaptă deloc într-o direcție foarte bună pentru Republica Moldova. Au început să se facă recrutări în rândul bărbaților apți de luptă. De la 1 martie încep exercițiile militare. Așa zisul minister al apărării de la Tiraspol anunță în urmă cu 3 zile că începe recrutările în rândul pacificatorilor din Transnistria, regiunea separatistă prorusă din Republica Moldova, urmând să dea startul antrenamentelor cu cei care au vrut să participe la cantonamentul contingentului de luptă. Rusia agită spiritele în Republica Moldova și amenință SUA, NATO și Ucraina. În regiunea Transnistria sunt mobilizați azi mii de soldați ruși. Unul din principalele motive pentru care Boris Yeltsin a vrut ca Rusia să-și păstreze o prezență militară și după căderea URSS e că în Transnistria sunt cel puțin 21.000 de tone de armament. Prezența soldaților ruși pe teritoriul aflat la granița dintre Moldova și Ucraina a fost stabilită prin armistițiul încheiat în 92, în urma războiului izbucnit între prorușii din regiune și moldoveni. În 91, Republica Moldova și-a declarat independența față de URSS, însă o bună parte din populația rusofonă din Transnistria, 4.000 de kilometri pătrați, cu o populație de jumătate de milion de locuitori, a refuzat să recunoască noul regim de la Chișinău. A fost atunci un război rămas notoriu prin atrocitățile comise, încheiat în vara anului 92. O miză importantă pentru menținerea soldaților ruși în Transnistria o reprezentau și depozitele de armament. În urma acestei armate a soldaților care păzeau de atunci teritoriul transnistrean, pe acel loc au rămas 21.000 de tone de armament. Rusia nu face altceva decât să agite spiritele și să pună Moldova serios pe gânduri. Dar care e istoria acestui loc? Ce e de fapt Transnistria? Ei au o țară? O țară autonomă? Cum a ajuns așa? Este o țară pe glob care oficial nu există, dar culmea are propria constituție, guvern, armată, monedă și chiar președinte. Ciudat, nu? E un loc înghețat în timp, mai exact în epoca comunistă și nu foarte departe de România. Majoritatea oamenilor nici nu au auzit de locul numit Transnistria, statul separatist al Moldovei care își are granița cu Ucraina. Și asta e parțial ceea ce face să fie atât de fascinant de vizitat. E ca o întoarcere în timp acolo. Recunoașterea internațională a Transnistriei, o regiune disputată din Europa de Est, situată între Moldova și Ucraina, e controversată. Deși Transnistria și-a declarat independența, încă din 1990 niciun membru al Națiunilor Unite nu îi recunoaște suveranitatea. Iar regiunea este considerată de ONU ca fiind parte a Moldovei. Din 2011, doar Abhazia, Republica Arsac și Osetia de Sud îi recunosc independența, toate acestea fiind state cu recunoaștere limitată. În ciuda faptului că nu a recunoscut oficial independența Transnistriei, Rusia are relații strânse cu Transnistria și chiar a stabilit un consulat în teritoriu. Dar în Transnistria, o fâșie de pământ cu o lungime de 400 de kilometri, sărbătorile zilei independenței din capitala Tiraspol sunt punctul culminant al anului. Nu contează că micuța națiune est-europeană, numită oficial Republica Moldovenească, PMR, nu există oficial. Nu mulți au auzit despre o țară minusculă numită Transnistria, care e un stat separatist pro-rus din Moldova, situată în Europa de Est. O suprafață totală de 4.163 km pătrați și găzduiește o populație de 350.000 de locuitori. Dar totuși are o importanță crucială pentru a doua cea mai mare armată din lume, și anume Rusia. Dacă președintele țării Vladimir Putin decide o invazie pe scară largă a Ucrainei, exact ceea ce face și azi, Transnistria e situată de-a lungul unei mari părți a graniței de est a Moldovei, cu Ucraina. Moldova, un stat est-european, fără ieșire la mare, între Ucraina și România, se află la sud de Ucraina. În Transnistria, Rusia are aproximativ 1.500 de militari, ceea ce e o prezență semnificativă, având în vedere că armata statului separatist are aproximativ 5.000 de soldați. Rusia a adunat trupe în masă în peninsula Crimea, o regiune din sudul Ucrainei, cu o coastă la Marea Neagră, care a fost anexată de Moscova în 2014.
Moscova a desfășurat și un număr semnificativ de trupe în Belarus, un stat, cum se știe, pro-rus, situat la nordul Ucrainei. Granițele de est ale Ucrainei au fost deja compromise de prezența militară a Rusiei. Drept urmare, deși este un stat mic, Transnistria, situată la sud-vest de Ucraina, cu o linie de graniță cu o lungime de 400 km cu Kiev, poate ajuta Rusia să pună un asediu militar aproape complet asupra Ucrainei din sud, nord și est. Transnistria contează cu o invazie completă a Rusiei. Moscova își poate folosi prezența militară în statul separatist pentru a-și uni forțele între peninsula Crimeea și Transnistria, tăind accesul Ucrainei la coasta Mării Negre și făcând-o efectiv fără ieșire la mare. În ultimii ani, acest subiect aproape dispăruse de pe agendele guvernării, însă recentele evenimente din Ucraina au retrezit atenția publică față de conflictul transnistrean și în special față de riscul de a deveni parte din ecuația de invazie a Federației Ruse. În mod remarcabil, după anexarea Crimeei de către Rusia, președintele Parlamentului transnistrean a cerut să se alăture Moscovei. În multe locuri din regiunea separatistă, steaguri rusești flutură alături de steaguri transnistrene. La începutul acestei luni, rușii au întreprins și exerciții militare în Transnistria, arătând lumii cum își poate folosi prezența în statul separatist în legătură cu criza ucraineană. Trupele ruse au un depozit de muniții, cel mai mare din Europa de Est acolo. Dar nu e doar politică. Din punct de vedere economic, Transnistria e dependentă de Rusia pentru orice, de la aprovizionarea cu gaze până la ajutorul financiar. Populația deține și un echilibru interesant între ruși și ucraineni. În timp ce rușii reprezintă 29% din statul separatist, ucrainienii reprezintă aproape 23% din populația transnistreană. De asemenea, moldovenii reprezintă aproape 29% din populația statului separatist. Transnistria continuă să mențină simboluri comuniste din epoca sovietică, cum ar fi statuile lui Vladimir Lenin, unul dintre fondatorii comunismului sovietic, și un steag cu secera și ciocanul chiar. În acest sens, țara arată ca un loc din trecut și un grozav loc de vizitat pentru cei interesați să experimenteze nostalgia comunistă. Chiar și Rusia, statul predecesor al sovieticilor, a îndepărtat statuile lui Lenin în toată țara, deoarece și-a schimbat și drapelul cu secerea și ciocanul după prăbușirea comunismului în 1991. Nu există nicio altă țară care să mai folosească secerea și ciocanul în steagul său. Statul nerecunoscut a apărut în timpul dizolvării sovieticilor în anii 90, făcând parte din Republica Sovietică Socialistă Moldova. Transnistrenii nu au vrut să părăsească sovieticii, chiar dacă Moldova a ales să plece din Uniunea Comunistă. Drept urmare, au înființat Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, care mai târziu avea să fie cunoscută drept Transnistria. Când Moldova a devenit stat independent, în 91, Transnistria a insistat să rămână separată de țară, ceea ce a dus la un conflict militar între cele două părți. În 92 a fost declarată încetarea focului. Dar de atunci, statutul regiunii transnistrene a rămas nerezolvat, făcându-l unul dintre conflictele înghețate ale epocii post-războiului rece. Transnistria are propriul președinte, parlament, monedă chiar și armată. Iar după ani buni de la încheierea ostilităților, zeci de întâlniri, negocieri și discuții au avut loc, sute de tratate de angajamente, toate structurile transnaționale importante, ONU, NATO, OSCE, Crucea Roșie, toate implicându-se fără succes în soluționarea problemei acestui spațiu. O zonă gri în care foarte multă lume are interese din cele mai diverse.